Abrazo subțire cu cheltuială se ține de din Corbanca. Bună dimineața, Claudia. Bună dimineața, Claudia Pavel. N-a venit de la Corbanca, eu cred că a venit de la Mangalia. No, și nu vrea să... E atât de drăguță încât nici nu ai cum să te superi pe ea, așa că este iertată. Iar noi nu suntem supărăcioși. Nu suntem supărăcioși, dar știți că sunt momente în care sunt niște artiști care au fost la undeva cândva, nu știu, super celebri, au avut piese super drăguțe, care au urcat și au rămas acolo și au înnebunit cântându-le. Ei, și sunt dăți în care la un moment te întreb, bă, dar ce mai face ăla? Deci că au fost dăți în care mă gândeam, ce mai face, mă, Crim? Pe unde mai e, mă? Prin ce țară mai cântă, mă? Crim s-a plimbat prin lume. Bosti și te-ai întors? Sau ți-a fost dor? A fost așa o combinație, știi? Eu cred că aud foarte des români spunând, băi, țara asta de... Da? Da. Rahat. E dulce. Și... încerc să-i contrazic mereu, pentru că după ce am locuit 4 ani în altă țară, îmi dădea o lacrimă în colțul ochiului doar dacă vedeam un român la magazin. O poză cu muntele nostru, cu marea noastră, cu... Te trage pământul acasă, este incredibil și nu ai cum să înțelegi chestia decât dacă asta, treci prin. Decât dacă treci prin asta. Nici eu nu aș fi înțeles niciodată dacă nu aveam această experiență. Bine, pe tine te-a tras pământul aici în București sau pe lângă București, nu la Mangalia, nu acasă la Mangalia, nu? M-a tras pământul în România. De ce ai plecat, de fapt? Pentru că m-am îndrăgostit. Ah, deci e cu iubire, da, deci e clar. Don't miss missing you. Da, uite, vezi, na. Acum când don't miss missing you, și acum s-ar potrivi. Nu? Perfect. N-a fost să fie să-l aducă ea pe el aici, ci a fost să fie să te tragă el pe tine acolo. Da, l-am căutat pe noua al meu, pe băiețelul meu, și l-am găsit. Și l-ai găsit, da. Și m-am întors acasă cu iubirea vieții mele, de seama. Nu pot decât să fiu fericită că sunt acasă, îi mulțumesc lui Dumnezeu, da. E doar de vremurile în care, cât are? 2 ani jumate. Să trăiască. Mulțumesc. Da. Mă înțelegeți? Te ascultă? Doamne, este... Sau îl ascult? De fapt, asta e întrebarea, îl ascult? Ne ascultăm reciproc. Deci e perfect. E bine, da. Cântă? Cântă. Eu am și un filmuleț pe Facebook în care cântă jazz alături de mine. Vrei să-l îndrumi așa spre cântat? Nu cred că va trebui să-l îndrum eu. Da, se duce singur. Da, în general, muzica te alege ea pe tine, cel puțin în cazul meu așa a fost. Ce frumos. Și văd că și el e ales de muzică. E ales de muzică, da. Spre cântă calea. În continuu, dansează, e foarte vocal. Dacă merge cu mine pe undeva, dă interviuri. E că frumos. E extrem de... Da. Claudia, ți-e dor de vremurile de altă dat? De nu. Nebunia aia, de a voastră. Nu? Nu. Nu, bine, reiau întrebarea. Despre episodul cu trupa, da? Episodul Candy, după care episodul solo. Nu, Crim. Am trăit fiecare moment și cu bune și cu rele. Și în momentul ăsta, nu știu, poate e un sistem de apărare al meu. Îmi amintesc doar lucrurile frumoase din viața mea. Păi asta cred că și trebuie. Și sunt fericită de momentul de acum din viața mea, pentru că de când l-am născut pe Noa, mi se pare că nimic altceva nu mai mea, contează atât de mult, știi? Da. Adică în momentul în care am ieșit din spital cu el în brațe, am călcat într-un alt univers. Unde s-a născut? În Los Angeles. Dar cu toate astea nu m-am pământenit și eu la chestia asta acolo, știi? Și eu la Cantacuzino. Din punctul meu de vedere, nu ai român, oricum, indiferent de e jumate sau e apropo de cetățenie? Tatăl lui este american și are dublă cetățenie, evident, el născându-se acolo. Dar din punctul meu de vedere, copilul meu este român. Dar și eu sunt pe cale să-mi iau cetățenia în București. Constanțeană. Are și cetățenie română. Da, eu am cetățenie. De cetățenie sunt constanțean, dar sunt pe cale să-mi iau cetățenia în București. București, da. E prima piesă după multă vreme? Da, după ceva ani, în 2011 am lansat... Au trecut ceva ultimul. Dar știi care e ideea? Te întrebam mai devreme dacă ți-e dor. N-ai cum să scoți o altă piesă să vrei să revii în condițiile în care nu ți-e dor sau nu ți-a fost dor? Mă întreb dacă mi-a fost dor să cânt, de muzică. Da, de moment, da, de nebunia de atunci, de concerte, de tot ce înseamnă muzică, să fii în sistem, să fii pe scenă, să... Bineînțeles, asta e viața mea, da, așa asta sunt zic, construită, știi, fără voia mea, așa sunt construită și... De bună voie și ne-ți de da, a trebuit să plec ca să îmi dau seama că nu pot trăi fără asta, știi? Și că atunci ți-e dor mai tare de un om când vezi că a plecat de lângă tine. Locurile sau prietenii te atrag în România, te țin în România.
tot, familia. Familia, da, da, familia, da, acolo unde este mama mea. Sigur. E ca și cum mă întreba dacă îmi iubesc mama. Până la urmă nebunia asta de aici, că n-avem aia, că avem aia, că n-avem mai altă, că dăm, că scoatem, că... Noi ne-am născut într-un haos în care am învățat să trăim. Și să mă descurc foarte bine în haos. Și dacă n-avem haos, când... suntem disperați. Exact, e foarte ciudat. În Statele Unite totul este atât de organizat. Este... e... Că scary, au și părțile știi? Lor, nu știu, alambicate și nu cred că e... Păi, chiar... eu nu m-am adaptat. Da? Da. Și că mai spunea cineva că nu s-a adaptat, nu mai țin minte exact. Cred că cineva care a venit, a trecut granița, îmi scapă numele. E frumos să mergi în vacanță. În Canada super. A fost, scuză-mă, în Canada a fost. De și la fel nu s-a adaptat și i-a s-a fost... S-a întors în România. S-a întors în România, da. Da. Mă, până la urmă e bine că am de adaptat, te avem printre noi. Hai să vorbim despre piesa asta. Da, la românii mei iubiți, doamne. Sunt atât de fericită să fiu acasă. Am înregistrat un album, de altfel. De-ai avut concerte, de pildă? De nu am avut concerte. Dar cât am fost gravidă, am înregistrat un album cu niște producători. Păi de acolo. Mă, fică, bă, băiețelul da, tău, deci e clar. Piesa da, asta probabil. Ai făcut acolo? Nu este făcut acolo, logic, este făcută în colaborare cu Famous Production. Eu cu Randy ne știm de foarte mult timp, de când eram mici. Așa? La 2 ani. Da, tu la Magalia, la Ploiești? La Pitești. La Pitești? Să trăiești? La Pitești, Randy. Nu știu. Da. Și nu m-am cunoscut cu el. Eu sunt din Canta Cuzino. M-am întors cu drag acasă, la românii mei, la colegii mei artiști. Primul single se numește Sună-mă. Numărul, vă rog. Sper, imediat după emisiune. Nu, nu, l-avem. Și sper să meargă bine. Deocamdată pe online merge foarte bine piesa. Sper că vă place și vouă. Sper că voi lansa și unele dintre piesele pe care le-am înregistrat acolo. Până să ascultăm piesa, vreau să mai întreb un lucru. Te mai întorci? Acolo? În vizită? Probabil că da. Da, dar, să stai, nu. Păi am învățat să spun niciodată, să nu spui niciodată, pentru că am mai spus de foarte multe ori și nu-mi programez viața, eu cred foarte mult în Dumnezeu, în destin, nu știu unde mă va duce, știi, mai departe. N-a știut atunci când ai plecat în state, că destinul se va întoarce, nu? Da, nu. Dar dacă se mai întoarce. Îți place neprevăzutul, adică funcționezi așa? În general, când mi-au făcut planuri, nu mi-au ieșit. Deci am învățat să nu mai fac, știi, și să merg... Întrebarea următoare era... Unde... Viața se întâmplă. În ce țară vrei să faci următorul copil? Deci, întrebare... Nu știu, numai Dumnezeu știe. Da, deocamdată sunt extrem de mulțumită cu noua. Eu personal cred că nu voi mai face, dar cine știe? Nu vorbim pe termen lung totuși, să vorbim pe termen scurt. Adică ce faci tu în următoarele 3 luni? În următoarele 3 luni voi avea concerte, voi în septembrie am un spectacol de jazz și musical la Teatrul Național. Frumos. Împreună cu DAO, doamnă Ardelean Orchestra. Le vom avea de 2 ori pe săptămână, de 2 ori pe lună la TNB. Și jazz-ul mi-a intrat așa ușor pe sub piele și mi-a intrat bine. Rămâi cu el? Schimb stilul de tot? Nu. Le voi face pe amândouă și eu de meserie sunt actriță, acolo am diplomă și vreau să fac și asta. Jazz-ul adică e pentru sărbători, pentru teatru, momente deosebite. Da. E, îmi unge sufletul într-un... Mergi la mare sau te bronzezi la solar? Mă bronzez organic cu spray tan. Pentru că m-am bronzat foarte mult la solar când eram mai tânără. Cum se numește? Cu un spray. Ah, ok. Spray, da. Da, sora mea este specialistă. Sora mea e make-up artist și am noroc să trăiesc cu ea în casă și mă aranjează din cap până în picioare. Trebuie să mergi la Mangalia și sau la Mangalia, aici? Nu, aici, la Corbeanca stă cu mine. Iar la Mangalia mă duc și mă prânz natural, la casă, la bunici. Hai să uităm piesa, că stai curioasă cum sună încă o dată și încă o dată. Sună-mă acum cu Claudia. Sună-mă. Insistă, dorul tot insistă, un pahar de vin și inima nu mai rezistă. Insistă, dorul tot insistă, poate și din vina ta am devenit artistă. Mă schez orice privire cu una luminoasă și zâmbesc și atunci când plâng. Mi-aduc aminte, îmi spuneai că sunt frumoasă, tis de dimineață, când afară era gheață și zăpada și frigul, toate au trecut ca vinul al sec. Și acum simt că mă înnec.
pahar de vin și inima nu mai rezistă. Insistătorul tot insistă, poate și din vina ta am devenit artistă. Insistătorul tot insistă, un pahar de vin și inima nu mai rezistă. Insistătorul tot insistă, poate și din vina ta am devenit artistă. Vreau altă inimă să-mi ofer altcineva, de 10 ori mai mult decât mi-ai dăruit cândva. Vreau altă inimă și nu sunt o victimă, e o piesă intimă, dacă o auzi sună-mă, 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 dă-i un șer și sună-mă. Și insistă, dorul tot insistă, un pahar de vin și inima nu mai rezistă. Insistă, dorul tot insistă, poate și din vina ta am devenit artistă. 0745123 și cam atât. Apropo de sună-mă, da? Uite, și Ada a fost ieri cu vin, Claudia vine din nou cu vin. Ce aveți, mă, cu noi? Vreți nemătați? Da, e bun vin. Da, e se bun, poartă, da, vinul vara. Da, da. E bun, e bun. Îmi place să beau cât în pahar de vin din când în când. Claudia, ți-ai întins părul? Acum? Da. Nu e. Nu, înainte când era creț era făcut. Nu, că așa cum nu e crețul ei, nu e crețul tău. Nu, 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 e, nu. Nu e, dar nu am avut timp să. Nu, de-i super așa. Deci e super, pe cuvânt, serios. Când ai primul concert, Claudia? Poftim? Când ai primul concert? Aici în București? Nu am lista la ea. Lista, da, nu știu. Încă chiar acum mă duc, am o întâlnire cu my booking agent. Și îmi va da lista cu ce urmează să fac. Abia am lansat piesa, deocamdată oricum ne-am concentrat pe... Am înțeles că e lansare la piesă astăzi și în Republica Moldova. Da, da, da. Uite că piesa se lansează nu numai în România și în Republica. Da, la noi a fost exclusivitate, ajută. Da? Prima dată la radio. Da. Ia uzi. O întrebare mai am. Eu ce fac colegele tale? Mai știi ceva una de alta? Giulia tocmai a născut. Da. Și o felicit, bine, am felicitat-o și personal. Sunt convinsă, da. Iar Selena este în... altă țară. La Londra, da. Asta e tot îndrăgostită. Noi fetele, v-ați îndrăgostit în același timp. Fetele astea din Candy cu dragostea. Da, 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 da. Superb a fost momentul de atunci. Mai cum era piesa aia, lasă-mă în pace, nu? Yeah, ți-am spus de atâtea ori. Lasă-mă în pace, nu-mi face rău. Uite așa și cu noi. Dragii mei, de atâtea ori vă spunem că și mâine este o zi. Și mâine la 7 fără un sfert din nou Mirela Prares v-am petre cu voi. La bună dimineața, București, mult succes! Vă mulțumesc de invitație, vă pup tare. Și mai aveau fetele de la Candy o piesă care îmi place mie tare mult. Vara asta fac tot ce te trece prin cap. Și aia, și aia, și mergem la mare. Da.